Inspectoratul pentru situații de urgență Petrodava al județului Namț reia campania de recrutare a voluntarilor în cadrul programului de voluntariat Salvator din Pasiune. Activitățile de voluntariat din cadrul acestui program se materializează prin acordarea sprijinului comunităților pe timpul situațiilor de urgență, dar și pentru prevenirea acestora. Practic, oricine întrunește condițiile impuse de organizatori poate fi rău pentru comunitățile din care face parte. Cei care doresc să se alăture pompierilor nemțeni în calitate de voluntar trebuie să îndeplinească următoarele condiții. Să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani, să fie apt din punct de vedere medical, să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunilor cu intenție și să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență. După parcurgerea unor programe de pregătire, activitățile derulate alături de pompierii nemțeni vor consta în participarea la misiune de intervenție, utilizarea noțiunilor de bază în acordarea primului ajutor calificat, implicarea în acțiunile de ajutor umanitar, dar și cele de popularizare a mesajelor preventive. Dosarele complete ale candidaților se vor depune în perioada 24 iulie-4 august 2023, de luni până vineri, în intervalul orar 13-15, la punctele de control acces din cadrul detașamentelor de pompieri din Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț. Detalii suplimentare legate de activitatea de voluntariat pot fi obținute la sediul ISU Neamț sau accesând site-ul